Vă spun un bun venit la a doua ediție a emisiunii Cu irisul deschis, emisiune în care tratăm câteva teme importante privitoare la viața de slujire a fiecăruia dintre noi. Lucru care am pornit să-l înțelegem în cadrul acestor emisiuni este unul simplu, însă foarte important. Slujitorii creștini suntem noi, cei care ne-am întâlnit cu Mântuitorul nostru, cu Iisus Hristos. Iar slujirea creștină este viața noastră însăși, trăită sub ochii lui Dumnezeu și sub ochii celor din jurul nostru. Spuneam și la prima ediție, suntem tentați de obicei când auzim acești termeni de slujitor creștin sau slujire creștină, să credem că este vorba de oameni care sunt implicați în lucrările bisericii, care au o lucrare foarte evidentă. Însă ceea ce înțelegem citind scrierile lui Pavel, în special a doua lui scrisoare adresată celor din Corint, este că slujitorii creștini suntem noi, iar slujirea creștină este ceea ce facem în fiecare clipă a vieții noastre. În această ediție mergem mai departe și vorbim despre dificultăți și bucurii în slujire. Invitatul nostru special este domnul John Burney, irlandez de origine, implicat încă de tânăr în plantarea bisericilor în Irlanda de Nord, o țară răvășită de conflictele interne. Cum să ai slujire creștină într-un astfel de climat? Și mai mult, cum să te bucuri lucrând pentru Dumnezeu? Haideți să urmărim împreună răspunsul lui John Burney. Așa. John, înainte ca să intrăm în miezul problemei, te-aș ruga să ne spui câteva lucruri despre tine. Știm că te cheamă John Burney, asta e cam atât ce știm. Poate ne spui puțin despre familia ta, să te introduci în câteva cuvinte. My father was converted in hospital on what was supposed to be his deathbed. Așa multe fire, am uitat de cel mai important. Tatăl meu s-a convertit pe patul de moarte în spital. And that was 3 months before I was born. Ok. Și asta s-a întâmplat cu 3 luni înainte ca să mă nasc eu. So I was really raised, I was brought up in a Christian home. Prin urmare, aș putea spune că am fost crescut într-o familie creștină. My mother wasn't converted to Christ until about 8 years later. Mama mea s-a convertit doar după 8 ani. But I grew up really knowing the Bible stories and knowing that I needed to have my sins forgiven. Dar crescând am auzit despre istoriile Bibliei și am știut că păcatele mele trebuie să fie iertate. When I was about 9 years old, I believe that God spoke to me in a children's meeting. Și atunci când aveam doar 9 ani, l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-mi într-o adunare. And I did respond at that time in a childish way. Și atunci ca și copil i-am răspuns. But sadly, I didn't confess Christ as my savior. Dar răspunsul meu nu a adus o schimbare prea profundă, nu l-am mărturisit pe el ca mântuitor al meu. And it wasn't until I was 14 years of age. Și doar la 14 ani. That I, as it were, nailed my colors to the mast as a Christian. I confessed that Jesus was my savior. Doar atunci în mod public am mărturisit că Isus este mântuitorul meu. I was baptized and joined a local Baptist church. Am fost botezat și am mers la o biserică locală baptistă. And from the time that I publicly professed Christ as my savior, I had a desire really to serve the Lord. Și încă de atunci, de la acea vârstă, aveam o dorință ca să-l slujesc pe Dumnezeu. So I got involved in youth Bible studies. Prin urmare, am început să mă duc la studii biblice cu alți tineri. Eventually I became involved in camp work as a camp officer. Mai târziu am ajuns să fiu implicat în tabere. And ultimately in all kinds of youth work, particularly in those early in my teenage years and early 20s. Iar după aceea m-am implicat mai departe în lucrări cu tinerii pe măsură ce mă apropiam de vârsta de 20 de ani. University days were really a turning point in some ways. După aceea la facultate au fost câteva momente de turnură în viața mea. I first of all I met my wife there. Un prim moment de turnură a fost întâlnirea cu soția mea. And but those days were marked, I think, by a sense of growing up in Christ. Și într-un fel au fost acei ani în care am crescut ca și creștin, am crescut în credință. I took religious studies as part of my university course.
În timpul studiilor mele am studiat și teologia. But sadly, the lecturers, the professors who taught me didn't believe the Bible or the things that were in the Bible. Dar din păcate, profesorii care predau teologia și studii religioase nu credeau în scriptură și lucrurile pe care le spuneau. So I had to do a lot of homework to defend my evangelical beliefs. Prin urmare, ca și creștin evanghelic, a trebuit să mă pregătesc foarte mult acasă ca să pot să îmi apăr convingerile. And in a sense that forced me to grow up in my Christian thinking. Și aceste teme de casă, aceste studii m-au ajutat să cresc în gândirea mea ca și creștin. I became a teacher. Și până la urmă am ajuns să fiu chiar profesor. And I loved my teaching. Am iubit să predau, mi-a plăcut foarte mult. But I went into teaching already knowing that God was calling me into full-time ministry. Dar încă de atunci aveam, simțeam că Dumnezeu vrea să mă cheme la ceva mai mult, la a fi implicat în slujire în tot timpul meu. Dorothy, my wife, soția mea Dorothy, also shared that conviction. Avea și aceeași părere, aceeași convingere că trebuie să facem asta. And she was prepared to teach and support me while I went back to study theology. Și ea a fost gata să lucreze, să predea, ca eu să pot să mă întorc înapoi la studiile teologice. So just to bring you up to date about my family. Și ca să ajung la prezent, vă spun un pic despre familia mea. I'm married to Dorothy. Cum spuneam, sunt căsătorit cu Dorothy. I have 4 sons and 1 daughter. Am 4 fii și o fiică. They're all married. Toți sunt căsătoriți. And the grandchildren count at the moment is 12. Și deocamdată sunt la 12 nepoți. Number 13 is due in February. 13 le va veni în februarie. Sadly, we've only got 3 boys at the minute. Din cei 12-13 sunt doar 3 băieți. So the girls are outnumbering us, I'm afraid. La putere sunt fetele deocamdată. I can only hope that some of the girls will become rally drivers. Sper doar ca unele din fete să ajungă să conducă mașini de raliu. John, poate ne putea duce un pic înapoi. Ne-am bucurat să îți cunoaștem familia și vom reveni poate la prezent. Dar poate ne poți duce înapoi în acele zile ale adolescenței și studenției. Din câte am văzut și în film, conflictul din Irlanda s-a suprapus cu anii tăi de adolescență, de tinerețe. Ai putea să ne spui și ce impact a avut această realitate în care ai crescut asupra credinței tale și dorinței tale de a-L sluji pe Dumnezeu? Well, in Northern Ireland, we have lived for many years really with a situation of conflict and tension. De foarte mulți ani, Irlanda de Nord, am trăit, am crescut într-o situație de conflict, de tensiune. In my teenage years, that conflict was under the surface. În anii mei de adolescență, acel conflict doar mocnea, nu era vizibil. The city of Belfast, in which I lived at that time, în orașul Belfast în care trăiam, was very divided. Era un oraș extrem de divizat. Without exaggeration, you could say that on one side of the road, Protestants lived. Fără să exagerez, pot să vă spun că pe o stradă, pe o parte a străzii trăiau protestanții. And on the other side of the road, Catholics lived. Și pe cealaltă parte a străzii catolici. It was as divided as that in some places. Și în anumite cartiere divizia era realmente fizică, foarte clară. And sad to say, there was a reluctance on the part of true Christians. Și din păcate, creștinii adevărați, to reach across that political religious divide. Erau reținuți în a intra în a sluji în acest context de divizare politică. And reach in particular the Roman Catholic community or the nationalist community. Și mai ales erau reticenți de a merge cu Evanghelia, de a se apropia de catolici, de cei care erau naționaliști. The conflict in Northern Ireland, the last conflict in Northern Ireland broke out really just when I began to teach. Și conflictul propriu-zis a izbucnit chiar atunci când am început să predau. So I was teaching boys in school who were already getting involved in paramilitary activity. Și elevii, tinerii la care predam deja se implicau în activități paramilitare. And there were a few of us who were Christian teachers in that school. În acea școală eram câțiva creștini profesori. And we were doing our best to try to influence these boys away from violence. Și încercam să influențăm acești băieți ca să nu devină violență, nu se implice în astfel de activități. And to share with them the gospel of Christ. Și să le vorbim despre Evanghelia lui Hristos. We did that through
Scripture Union, which is a Christian organization attached făceam asta to the prin school. Scripture Union, organizație care avea activități creștine la în școli. We did it by taking them away to summer Christian camps. Sau îi duceam în tabere creștine vara. And by trying to live before them both in the classroom and in the playground as true Christians. Și în același timp încercam să trăim în fața lor atât la ore, cât și după aceea în afara orelor, ca și creștini. So if you like, even before I entered Christian ministry full time, prin urmare, chiar și înainte să fiu implicat cu normă întreagă în lucrare creștină, as a Christian, as a believer, I had a ministry. Ca și creștin, de fapt, eram implicat în lucrare. And you see, it was interesting what was said earlier this evening. Și vreau să mă refer la ceea ce s-a spus anterior. Ministry is not simply the people who are up front. A sluji nu se referă doar la cei care sunt în față. Ministry, Christian ministry, is a responsibility for every believer. Slujirea creștină, lucrarea creștină este responsabilitatea fiecărui credincios. And I hope that as we finish the evening this evening we'll come back actually to emphasize that and to și aș vrea ca la finalul întâlnirii noastre să subliniem și mai tare acest lucru. Și în acest context, așa cum acei băieți de care ne-ai spus se pregăteau să intre în activități paramilitare, cred că și mai târziu oamenii pe care ai slujit odată ce ai plecat de la catedră, comunitatea în care lucra era divizată și ne închipuim noi că trebuie să fi avut o părere extrem de sau negativă sau cu siguranță să fi avut întrebări despre Dumnezeu. Cum pot niște oameni care slujesc pe Dumnezeu să se urască? Spune-ne un pic despre cum te-ai apropiat de astfel de oameni, cum ai reușit să slujești într-un astfel de context în care toată ideea de credință, de creștinism era asociată cu război, cu ură și cu toate aceste lucruri negative. Well, I was born and brought up really in a Protestant part of Belfast. În ce mă privește, am crescut în partea protestantă a orașului Belfast. In Ireland, the Roman Catholic Church was very deeply opposed really to evangelical Christianity. Biserica romano-catolică din Irlanda era extrem de împotrivă bisericii evanghelice și în general a creștinismului evanghelic. As a student, I and indeed my wife at that time as well, she was my girlfriend at that time. We used to go to the Republic of Ireland on summer outreach teams. Și ca și student, împreună cu soția mea, obișnuiam să coborâm din Irlanda de Nord în Republica Irlanda să facem misiune acolo. And at that time in the middle 60s, we were actually at times treated violently. Și asta se întâmpla prin anii 60 și mergând în astfel de misiuni de multe ori eram primiți cu ostilitate, cu violență. I remember us having an open air meeting in one city and having stones thrown at us as we preached. Țin minte că la un moment dat eram în aer liber și predicam și oamenii au început să arunce cu pietre în noi în timp ce vorbeam. There was this antagonism, if you like, towards the gospel. Deci exista un antagonism evident împotriva Evangheliei. It was because most evangelicals, the vast majority of evangelicals in fact came from the Protestant tradition. Și asta pentru că pentru catolici ei asociau biserica evanghelică, creștinii evanghelici cu protestanții. And Catholics were opposed to Protestantism. Și catolicii se opuneau protestantismului. And this tension was always there. Această tensiune era acolo de fiecare dată. So in my boyhood and teenage years, I was very much surrounded really by the Protestant culture. Am crescut în adolescență și ca și tânăr în această cultură protestantă. But when God called me into his work, dar atunci când Dumnezeu m-a chemat în slujire, he called me to work in a part of Ireland which was 95% Roman Catholic. El m-a chemat într-o parte a Irlandei care era locuită în proporție de 95% de catolici. So I was involved, I was called to evangelism and church planting in the context really of people who were, many of them who were deeply opposed to the gospel. Am simțit chemarea lui Dumnezeu de a merge în acea zonă și de a planta biserici, de a face evangelizare, de a vorbi cu oamenii, știind că majoritatea de acolo se vor împotrivi Evangheliei. And they had a suspicion erau suspicioși. Those of us who would
knock on their doors or would try to share Christ with them. Și erau suspicioși ori de câte ori vedeau că cineva le bate la ușă și încearcă să le vorbească despre Isus. Because in many of their minds religion and politics were all mixed up. Pentru că în mintea lor religia și politica era amestecată. I spent 10 years in that context. Am stat 10 ani în acea zonă. And the added difficulty was that this was a highly volatile area politically. Nu doar că era o zonă catolică, era care era împotrivită protestantismului, ci era și o zonă în care situația politică era extrem de tulbure. There was a lot of violence such as you saw really on the screen tonight. Și exista foarte multă violență similară cu ceea ce ați văzut pe ecran. And often when I was setting out to visit and to share the gospel, de multe ori îmi propuneam să vizitez o anumită zonă, să mă duc acolo cu mesajul Evangheliei. I would have to go through barricades. Trebuia să trec prin baricade. I would be in parts of the town which were quite difficult parts of the town. Trebuia să intru în anumite zone ale orașelor care erau extrem de dificile, violente. But the interesting thing is this. Dar ceea ce este interesant, in 10 years of visiting homes in that town, este că în 10 ani în care am vizitat case în acel oraș, în acel context, I was never treated violently or disrespectfully by any Roman Catholic person that I spoke to. Niciodată n-am fost tratat cu violență sau cu lipsă de respect din partea oricărei persoane romano-catolice cu care am discutat. One of the reasons for that was because Baptists, și asta pentru că baptiștii, did not align themselves with one political party or another political party. Baptiștii nu au ales să meargă cu una sau cu alta din cele două părți ale conflictului. And so in a sense we were neutral as far as politics was concerned. Într-un fel, cel puțin din punct de vedere politic, eram neutri. And we had the freedom then to share the gospel. Și aveam într-un fel libertatea să discutăm cu acești oameni și să le prezentăm Evanghelia. Without any of the political trappings. Fără tot acest bagaj politic cu care veneau ceilalți. The work was hard. Munca în sine a fost dificilă. Because although people were polite and they treated us well. Pentru că deși oamenii erau politicoși și ne primeau cu politețe. There was a deep conviction in Roman Catholic hearts that only in the Roman Catholic Church could they find salvation. Exista acea convingerile în mintea lor că mântuirea se găsește doar în Biserica Romano-Catolică. And that salvation was tied up in their attendance and their adherence to the sacramental system of the church. Și mântuirea pentru ei era legată de participarea la sacramentele Bisericii Catolice. So when we would come along and we would tell them that salvation couldn't be earned, it couldn't be merited. Și când noi mergeam și le spuneam, mântuirea nu este ceva pe care o meriți sau pentru care trebuie să lupți sau câștigi. That it was a free gift that you could. Și este un dar pe care îl primești fără plată, pe care trebuie să-l accepți. That it was totally of God's grace. E ceva ce vine din harul lui Dumnezeu. They were polite, but they were suspicious. În politețea lor vedeam că sunt suspicioși. In the goodness of God, over those 10 years, we saw 4 churches planted. Dar prin harul lui Dumnezeu în acei 10 ani am văzut 4 biserici care s-au plantat, care au apărut. So in the midst of that sort of atmosphere of suspicion and sometimes even fear, prin urmare, în mijlocul acestei atmosfere de suspiciune și frică, we had the joy of seeing people coming to know Jesus Christ as Savior. Am avut bucuria de a vedea oameni care l-au primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor. And of churches being planted. A unor biserici care au apărut. And that gave us great joy. Și asta ne-a dat de fapt bucurie. In the midst of the difficulties. În mijlocul perioadei dificile. Let me tell you, share you one story which perplexed me very, very greatly at the time. Și aș vrea să vă dau un exemplu, o istorioară care pe mine m-a lăsat uimit. The little church in the first village that I went to, we met first of all in just a little cottage. Prima din cele 4 biserici de care vă spuneam era într-un sat mai mic în care mergeam și la început ne întâlneam într-o căsuță. We had 11 members. Aveam 11 membri la biserică. And we prayed and we witnessed and we worked. Și împreună ne rugam și munceam împreună, mergeam la vecini, vorbeam despre Hristos. And God added to our number those who were being saved. Și Dumnezeu a adăugat la numărul nostru pe toți cei ce erau mântuiți. And we got to the point where we felt we could
step out in faith and we could put up a new little church building. Și după ce tot creșteam, am simțit că Dumnezeu ne cheamă să pășim în credință și să construim o încăpere de adunare. And so we did that. Prin urmare am făcut acest lucru. And on a beautiful September day, și era o zi frumoasă de septembrie, we opened our new little building. Am deschis noua clădire. Probably about the size of this platform here. Și era probabil de dimensiunea platformei de aici din față. But we were very proud of it. Dar eram extrem de mândri de clădirea noastră. And it was a great asset to us from God. Și noi am simțit-o ca și un dar, o resursă pe care Dumnezeu ne-o dă. 6 months later, 6 luni mai târziu, the IRA planted a bomb. IRA, yes. Ne puteți spune un pic mai mult despre IRA? Public Army. Armata Republicii Irlandeze. We saw some images of them on the Am văzut câteva imagini despre ei pe ecran. And they planted a bomb beside the police station. Ei au pus o bombă lângă postul de poliție. The police station was just opposite our church building. Poliția avea sediul în fața bisericii noastre. And around the police station they had built this huge reinforced wall. Și în jurul poliției au construit un zid extrem de puternic. Because the IRA had bombed many police stations and killed many soldiers and pentru că de obicei IRA căuta ținte în special de poliție și well, the bomb exploded. În fine, bomba a explodat. It did no damage to the police station. Sediul poliției nu a pățit nimic. But the blast came back off the wall. Dar explozia, it lifted our building up and set it down again. Datorită zidului, explozia s-a reflectat din zid în clădirea noastră și a ridicat-o realmente și i-a căzut din nou la pământ. And I had a phone call from one of the older ladies in our congregation. Atunci am primit un telefon de la o doamnă mai în vârstă din biserică. She said, "Pastor, you better come quick." They have bombed the church building. Pastore, trebuie să vii repede, au pus o bombă la clădirea bisericii. So I went down. M-am dus să văd. There was a police cordon round the place. Era un cordon de polițiști în jurul clădirii. And I looked from a distance. Și m-am uitat așa de departe. It looked okay. Mie mi s-a părut că clădirea este încă în picioare. The windows were broken. Într-adevăr, geamurile erau sparte. And there were a few slates off the roof. Au căzut câteva țigle. But I thought, well, that looks not bad. Dar am spus, arată suficient de bine. When the police sergeant allowed me through to go down to the building. Dar atunci când sergentul de poliție m-a lăsat să mă apropiu de clădire, I found the handles of the front door in the car park. Am găsit mânerele de la ușa bisericii undeva prin parcare. And the doors itself at the back of the church. Și ușa în sine în cealaltă parte a bisericii. I went in and the ceilings were down. Și când m-am apropiat, tavanul căzuse jos. And I looked round the wall. M-am uitat la pereți. And there was a huge crack right round the wall. Și era o crăpătură enormă roată prin perete. Where the building had been lifted up. În momentul în care clădirea a fost ridicată de explozie. And shut down again. I-a căzut și totul s-a crăpat. And I knew that it would have to be demolished. Și am știut că această clădire trebuie demolată din temelii. Now, at that moment, la acel moment, Romans 8 and 28 came into my mind. Mi-a venit în minte Romani 8:28. And I asked God. Și l-am rugat pe Dumnezeu. Where does this fit in? Unde încape această situație în planul tău? All things work together for the good of those who love God. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. How does this fit in? Cum se potrivește această situație cu acest verset? Well, at that moment and in those days I really couldn't have told you. Nu v-aș fi putut răspunde la această întrebare atunci. But we learned some lessons later. Dar am învățat câteva lecții pe parcurs. In fact, showed that God's hand was in that. Care ne-au dovedit că mâna lui Dumnezeu era în acel eveniment. First of all, in our village, mai întâi în acel sat, all the people, Protestant, Catholic, toată lumea, protestanți, catolici, sympathized with our situation. Au empatizat cu situația noastră. It gave me opportunities to speak to people whom I had never spoken to before. Această situație a creat oportunități pentru mine să discut cu oameni pe care înainte nu-i văzusem niciodată. And it opened doors of opportunity for witness. Și s-au creat extrem de multe situații de oportunitate pentru prezentarea mesajului Evangheliei. Not only that, nu doar atât, but it reminded our own church folk, the believers. Această situație le-a adus aminte creștinilor, membrilor bisericii. That bricks and mortar are not the most important things. Că
zidurile, cărămizile, cimentul nu sunt cele mai importante lucruri. That damage to these things can be repaired. Că orice orice lucru care se întâmplă la pereți poate fi reparat. But the spiritual damage to lives, dar problema spirituală și viețile frânte, was infinitely more serious. Este o problemă mult mai serioasă. And that it was our task to take the one remedy, the gospel. Și este datoria noastră să venim cu singurul remediu pentru aceste vieți distruse, care este Evanghelia. To see damaged and destroyed lives changed by the Și să vedem cum viețile distruse sunt schimbate, restaurate prin puterea lui Hristos. So we could look back and actually in the midst of that sadness we could see the hand of God. Și acum când mă uit în urmă, pot să văd în mijlocul durerii și tristeții mâna lui Dumnezeu. And I think in it all we experienced a great peace. Și cred că în această situație un alt lucru pe care l-am simțit a fost o pace extraordinară. Joy is not necessarily bubbly on the surface laughter. Bucuria nu este neapărat ceva care se vede într-un râs și o fericire exterioară. If you read Paul's letter to the Philippians, dacă veți citi epistola lui Pavel către Filipeni, you will see over and over again the word joy and rejoice. Veți vedea că se repetă foarte des cuvântul bucurie, bucurați-vă. But you know where Paul was at that point in time when he was writing? Știți unde se afla Pavel atunci când a scris cartea Filipeni? He was in prison. Era în închisoare. And he could write from prison. Și din închisoare a putut scrie about rejoicing in the Lord. Despre a te bucura în Domnul. I enjoyed your choir tonight. M-am bucurat de corul vostru în seara asta. You know, the standard of music in Eastern Europe is very high. În Europa de Est, standardul muzical este extrem de înalt. And so the singers and the musicians here will understand this. Și de aceea cred că voi, ca și muzicieni, cântăreți, veți înțelege that in Philippians, că în Filipeni there is a bass line. Yes. And the bass line is this. Vocea de la bas este aceasta. That we rejoice in the face of affliction. Că trebuie să ne bucurăm în mijlocul încercărilor. And Paul's life in a sense was an example of that. Și viața lui Pavel este un exemplu al acestui lucru. Someone who could rejoice, someone who could joy in the midst of difficulty. Pavel a fost un om care s-a putut bucura în mijlocul unor circumstanțe dificile. Well, I suppose in a sense, Philip, I to move on from those early years. Și dacă ar fi să mă gândesc la modul în care a fost viața mea în acei ani la început. And I'm looking back now on almost 35 years in full-time ministry. Și de atunci au trecut mai bine de 35 de ani de când sunt în lucrare. And there have been many ups and downs. Și atunci în acești 35 de ani au fost multe urcușuri și coborâșuri. There have been times, not too many, but there have been some times when I have felt like going back to teaching. Și în acești ani de câteva ori, nu de multe ori, dar de câteva ori am vrut să mă întorc înapoi la catedră. Christian ministry is difficult. Pentru că lucrarea creștină este dificilă. Dealing with pastoral problems at times. Probleme pastorale dificile. It tore my heart out. De multe ori inima mea era frântă de situațiile în care mă aflam. I watched families at times breaking up. Mă uitam la familii care se destramă. I remember one of the most difficult things I ever had to do. Țin minte, poate cea mai dificilă situație. Was to go with another brother to tell a mother that her son had been shot dead by the IRA. Trebuia cu încă un frate să mergem la o mamă să spunem că fiul ei a fost împușcat de armata irlandeză. He was an innocent young man. Un tânăr nevinovat. He was an only son of a farmer. Era singurul fiu al unui fermier. And one of the strategies of the IRA was in fact to try to drive Protestant people from the land. Și una dintre strategiile armatei republicane irlandeze a fost ca prin astfel de situații să scoată afară familiile protestante, să îi oblige să se mute. This young man was a Christian. Era un tânăr creștin. And he was the son of a Christian family. Era dintr-o familie creștină. And it was a heartbreaking. Și pentru mine a fost, mi s-a frânt inima
simțind această responsabilitate de a vorbi cu mama acestui copil. Yeah, to tell his mother of his death. Să-i spun despre situație. So there have been times when I wanted to run away. Erau situații în care aș fi vrut să fug. And yet there has been this sense of God's call to ministry. Cu toate acestea, am simțit chemarea lui Dumnezeu în lucrare. And I couldn't escape that. Și nu puteam fugi de această chemare. To go back to my teenage years. Dacă m-aș întoarce mai în spate în timp. I remember being deeply challenged at a meeting one evening. Țin minte, eram la o întâlnire în care am fost foarte provocat de mesaj. A missionary was speaking. Un misionar vorbea. And on the Friday night of that series of meetings, he challenged the Christians. Și a fost o serie de întâlniri în timpul săptămânii, iar vineri seara a lansat o provocare. And he said, if there are any young men, dacă sunt aici tineri, who are willing to stand up and say to God, care sunt gata să se ridice și să spună lui Dumnezeu, whatever you want to do with my life, Doamne, orice vrei tu să faci cu viața mea, eu sunt gata să fac acel lucru. Stand up. Ridicați-vă în picioare. Well, six young men stood up that night. Șase tineri, șase băieți s-au ridicat în acea seară. And I was one of them. Și eu eram unul din cei șase. All six of them ended up in Christian ministry full time. Toți cei șase au ajuns să fie implicați cu tot timpul lor în lucrare. I was 16. Eu aveam 16 ani atunci. I spoke to the missionary afterwards, who was a friend of our family. Am mers și am discutat cu acel misionar după întâlnire. And I told him what I felt. Și am spus ce am simțit. Dumnezeu îmi spune. And he was a very wise man. Și era un om înțelept. He said to me, "What did you always want to be when you grew up?" Și m-a întrebat, dar ca și copil, ce ai vrut să te faci când vei fi mare? I said, "I always wanted to be a teacher." I-am spus, întotdeauna am vrut să fiu profesor. I think I was in love with my headmistress and my primary. Cred că în gimnaziu eram îndrăgostit de profesoara mea de matematică. So he said to me, prin urmare mi-a spus, be a teacher. Ok, fă-te profesor. And if God wants to move you on, he'll do it. Și dacă Dumnezeu vrea ca de acolo să te scoată, să te ducă mai departe, o va face. That was very wise advice. A fost un sfat extrem de înțelept. So, as I say, I went to university, I trained as a teacher. Prin urmare, știți povestea, m-am dus la universitate, am devenit I profesor. I taught for 5 years. 5 ani am predat. And if my wife were here this evening, she would verify this. Și dacă soția mea ar fi aici, ea v-ar confirma. I loved my teaching. Am iubit. I couldn't wait every day to get into school. Abia așteptam în fiecare dimineață să intru pe porțile școlii. It was difficult. Era greu. Because the boys at times were difficult. Pentru că băieții din clasă erau dificili. The conflict was on in Northern Ireland. Conflictul era peste tot în jurul nostru. But I loved the classroom and the opportunity to teach these boys. Realmente iubeam să intru în clasă și abia așteptam să am oportunitatea să predau acestor elevi, acestor băieți. I knew in my heart that I wouldn't stay. Cu toate acestea, știam în sufletul meu că nu voi rămâne acolo. So when I went to my headmaster to tell him this, prin urmare, la un moment dat m-am dus la director și am spus că vreau să plec. He said to me, "You're mad." Mi-a spus, "Ești nebun." He said, "You're crazy." Ești nebun. He said, "You're on the first step," he said, "to the top of the ladder." Ești încă abia la început în cariera ta de profesor și poți să ajungi în vârf. Why would you want to leave this and go into Christian ministry? De ce vrei să lași această carieră și să intri în lucrare creștină? And I told him, I said, "Sir, you may not understand this." I-am spus, domnule, nu cred că vei înțelege. But in my heart, this is something that I must do. Dar în inima mea simt că trebuie să fac asta. If I had stayed in teaching, dacă aș fi rămas la catedră, I know that I could have had a good ministry. Sunt convins că aș fi putut să am o lucrare extraordinară acolo. I know that I would have earned much more money. Aș fi câștigat mai mulți bani cu siguranță. But I know that I wouldn't have had the joy of serving Christ in the place that he wanted me to serve. Dar cu siguranță nu aș fi avut bucuria de a sluji pe Dumnezeu în locul în care el m-a vrut. After the 10 years of church planting and evangelism, I went to pastor a little church in the country. După cei 10 ani în care am plantat biserici, am fost implicat în evangelizare, am mers să fiu pastorul unei biserici mici de la țară. And we spent 6 very happy years in that area. Și în acea zonă am petrecut 6 ani extraordinari. And then I was asked if I would leave pastoral ministry and go to teach in our Baptist seminary. Și după cei 6 ani am fost invitat să predau la seminarul baptist din Irlanda și să ies din pastorală. Now, that had never ever entered my mind. Înainte niciodată nu m-aș fi închipuit că vreodată voi primi o asemenea propunere. It was completely out of the blue, we would say. A venit în mod neașteptat.
But as I thought and prayed about this, dar pe măsură ce m-am gândit și m-am rugat legat de asta, it became clear that this was God's will. Mi-am dat seama că Dumnezeu vrea ca să fac acest lucru. And so I went to the Irish Baptist College and I served there for 17 years. Și după aceea pentru 17 ani am predat la Irish Baptist College, colegiul baptist irlandez. And that was a great privilege. A fost un privilegiu extraordinar pentru mine. I look around at the young people who are here tonight. Mă uit la voi, la tineri. And I think of the potential that there is in your life. Și îmi dau seama ce potențial extraordinar este în viața voastră. The potential for the kingdom of God. Un potențial pentru a avea un impact în împărăția lui Dumnezeu. And for 17 years I had the opportunity of teaching and inputting into the lives of young men and young women whom God was calling into ministry. Pentru 17 ani am avut privilegiul să predau și să mă investesc în viața unor tineri și tinere pe care Dumnezeu i-a chemat în lucrare. It was a tremendous privilege. A fost un privilegiu extraordinar. A great joy. O bucurie extraordinară. The work was hard. Munca n-a fost ușoară. I spent long hours in the teaching and in the administration of that seminary. Eram implicat în multe ore de predare, de pregătire pentru predare. But there was tremendous joy also. Dar am avut o bucurie extraordinară. In the back of my mind, dar în mintea mea, or perhaps in the corner of my heart, poate în inima mea, într-un colț acolo, I had this little desire that before I got too old, am simțit că aș vrea ca înainte să îmbătrânesc prea tare, I would get back out into the front line. Să intru din nou în prima linie. And so this was a little thought that I cherished. Era un gând care aveam în sufletul meu. And about 5.5 years ago, God opened the door. Și cu 5 ani jumate Dumnezeu a deschis din nou oportunitate să intru în linia întâi. To join the staff of Slavic Gospel Association. Să intru într-o o asociație care se numește Slavic Gospel Association. And I'm still teaching. Și într-un fel predau chiar și acum. I'm still involved in the training of young men and young women and older men and older women. Sunt implicat în a preda unor tineri și tinere, but not in within the four walls of a seminary building. Dar nu într-un spațiu universitar, but across Eastern Europe and Central Asia. Peste tot în Europa și în Asia Centrală, Europa de Est și Asia Centrală. And so I've had the tremendous privilege of teaching God's people in Poland and Hungary and și am fost implicat în astfel de seminarii de echipare în Polonia, în Slovacia, în Ungaria. And of course a very special privilege of coming to Romania. În mod special aici în România. And the schools that are here. În toate școlile pe care le avem aici în România. And I tell you that I still have great joy. Și pot să vă spun că chiar și acum am o bucurie extraordinară în a-L sluji pe Dumnezeu. I should confess to you that I'm now past retiring age. Acum pot să vă spun că am trecut de vârsta de pensionare. But you know, in to use a motoring figure. Ca să folosesc o metaforă din automobilism. And only the English speakers will probably understand this. Pe care probabil doar cei care vorbiți engleză o veți înțelege. You do not retire. You get retreaded for many more miles. Can you translate that? I love throwing googlies at him. Deci eu vă traduc, dar nu te pensionezi, ci îți reșapezi cauciucurile. Dar pe engleză face sens. Okay. Întrebarea mea viza din nou un pic dacă a fost situații în lucrarea lui în care a simțit realmente că nu are niciun rod, că orice ar face nu funcționează. Și probabil întrebarea este cum poți să te bucuri în slujire când simți că Dumnezeul pe care slujești poate nu este acolo, când ești deprimat și îți vine să lași pe toate baltă. I should tell you that by temperament, by nature, I'm an optimist. Temperamentul meu este un temperament optimist. My wife tells me I'm an idealist. Soția mea spune că sunt un idealist. But in a sense that should set the context really for what I'm going to say now. Și aș vrea să priviți ceea ce vă spun acum în acest context. I have had several occasions over the years, not very many. Au fost situații when I have felt like giving up. Când am simțit așa că vreau să le las pe toate. In the first 10 years, the church planting years, în primii ani, în anii de plantare a bisericii, I would have to say I never felt that. N-am simțit niciodată acest lucru. For me, evangelism
reaching out to people with the gospel was a joy. It was difficult, but it was a joy. Pentru mine, de fiecare dată când aveam ocazia să mă duc cu mesajul Evangheliei la casele oamenilor, simțeam o bucurie extraordinară în ciuda dificultății. And in that little church, I had a group of young people. And they came with me. Și bucuria mea era mai mare știind că în biserica de care v-am spus era un grup de tineri care veneau cu mine. We used to visit the villages all around our village. Obișnuiam să mergem în toate satele din jurul nostru. And during the school holidays, these young people would come with me. Și în vacanțe acești tineri veneau cu mine. And they would knock doors. Și băteau la uși. And they would share the gospel. Împărtășeau Evanghelia. I remember one of those young girls being bitten by a dog. Și știu că una din fetele cu care mergeam la casă a fost mușcată de un câine într-o curte. A farmer set his dog on her as she tried to share the gospel. În momentul în care ea a avut să vină cu Evanghelia, fermierul a dat drumul câinelor să o muște. I remember and I know you'll find this difficult to believe, but poate it's nu true. Veți crede acest lucru. I went into a public house one day in one of these villages. La un moment dat am intrat într-o public house, where they drink alcohol. Am intrat într-un bar. To give out some Christian literature. Ca să împart acolo niște tractate cu mesaj creștin. And there was a man sitting at the bar. Și era un bărbat la bar. I told him who I was. I-am spus cine sunt. And what I was doing. Cu ce mă ocup. And he took the little piece of literature that I gave him. A luat acea bucată de hârtie, tractatul care l-am dat. And he ate it. Și l-a mâncat în fața mea. In my presence. Acolo în prezența mea. And I waited. Și am așteptat. And waited. L-am așteptat. Until he had finished. Până când a terminat de mâncat. And then I gave him another one. Care am dat altul. I remember my eldest son Jonathan being with me on one of those occasions. Și țin minte că într-o asemenea situație îl aveam lângă mine și pe băiatul meu mai mare. And I knocked the door and I was trying to share the gospel. Am bătut la o ușă, eram cu el, am vrut să prezint mesajul Evangheliei. And this lady was very, very rude to me. Și o doamnă m-a întâmpinat cu ostilitate. She wasn't a Roman Catholic, by the way, she was a Protestant. Era protestantă, nu era romano-catolică. And should have known better. But ar fi trebuit să știe să nu fac așa. But she was very rude. Dar era a fost extrem de rea cu mine. When we came away from the door, când am plecat de acolo, my son Jonathan said to me, fiul meu mi-a spus, with tears in his eyes, lacrimând, he said, Dad, why was that lady so rude when you were trying to share Jesus Christ with her? De ce a fost această femeie atât de rea când tu ai fi vrut să-i aduci o veste bună a lui Iisus Hristos? Those were discouraging things that happened. S-au întâmplat lucruri care m-au descurajat sau care m-ar fi putut descuraja. But I'd have to say that in those 10 years I never ever felt like giving up. Dar vă pot spune că în acei 10 ani niciodată n-am vrut să renunț. When I moved to the little church to pastor the little church in the country. Când m-am mutat mai târziu ca pastor în biserică. I went into a very different kind of situation. Situația a fost de alt gen. This was a church that had been established for 150 years or so. O biserică veche peste 150 de ani. There were tensions which went back generations. Exista o tensiune în biserică care țineau deja de multe generații. And without going into too much detail. Și fără să vă dau detalii. I encountered some very painful difficulties in that situation. Am găsit situații extrem de dificile și dureroase în acea biserică, acel localitate. And I remember one man un bărbat telling lies about me. Care a început să răspândească minciuni despre mine. I had the painful experience of having to confront that man. A trebuit să mă duc să-l confrunt. And to tell him that he was really a liar. Să-i spun că este un mincinos. There were other problems that I had to deal with as a pastor. Au fost alte probleme pastorale pe care le-am avut. And I would say that several times during those years. Și pot să spun că de mai multe ori în acei ani. I felt I don't need this. Am zis n-am nevoie de așa ceva. I don't need this hassle. Nu trebuie chestia asta pe cap. I don't need this trouble. And I suppose I felt that in those moments almost like giving up. Și aproape că am renunțat. But my sense of call, I think, was the thing that came to the rescue. Dar de fiecare dată ceea ce m-a repus pe picioare a fost acest sentiment al chemării. I was convinced that God had called me into this work.
Știam că Dumnezeu mă cheamă în lucrare. I was convinced that God had called me into that place. Dumnezeu mă cheamă în acel loc. And it's interesting to talk to my children today. Și acum când vorbesc cu copiii mei, that they would still look back on those 6 years as some of the happiest years that they had. Pentru ei acei ani dificili, acei 6 ani dificili pe care am avut în acea biserică, au fost cei mai fericiți ani. So in the midst of the difficulties of ministry, în mijlocul dificultăților care le-am avut în lucrare, we had the joy of a family that was very a family life that was very happy and very fulfilling. Am avut bucuria unei vieți de familie care m-a încurajat și care mi-a dat putere să mă duc mai departe. And that continuing sense that God had called us there for a purpose. Și aveam sentimentul, credința că Dumnezeu m-a chemat acolo cu un scop. Let me tell you what happened when I left that church. Să vă spun ce s-a întâmplat când am plecat. I had been out to South America on a mission trip. I was the missions chairman of our Baptist Association. Am fost implicat într-o misiune în Africa de Sud, în America de Sud. A family, not a family belonging to the church, but a family who were neighbors. Și o familie din apropierea bisericii. They said maybe you would come and show us some photographs and tell us about your trip to South America. Nu vii la noi să ne arăți câteva poze din vizita ta în America de Sud. So I said yes, I'd love to do that. Mi-a spus cum să nu voi veni. So it was arranged that I would go to their home. M-am dus la ei acasă. And our whole family were going. Împreună cu întreaga familie. 7 of us. Toți cei 7. It wasn't a visit, it was an invasion. N-a fost o vizită, a fost o invadare. But they were very kind people. Dar au fost niște oameni foarte ospitalieri. Well, a week before the meeting was supposed to take place. Înainte cu o săptămână de la vizită, the gentleman rang up and he said, "John, do you mind if we move this to a local hall?" Mi-a spus, "John, nu ai vrea să mergem totuși într-o sală publică?" Because there are a few neighbors. Pentru că sunt și alți vecini care vor să vină. And they would like to hear this as well. Vor și ei să audă despre vizita ta. So I said, "Well, sure, fine, no problem. Nici o problemă." When we arrived, când that am ajuns evening, în acea seară, we couldn't get our car parked for cars. Nu am putut parca în zonă pentru că erau așa multe mașini. And in the hall, over 200 people were there. Erau peste 200 de oameni în acea încăpere. None of them were Baptists. Niciunul dintre ei nu era baptist. Because the church had had its own farewell service. The church had a farewell service. Pentru că deja am spus la revedere bisericii și n-am mai ținut legătura cu ea. But these were our neighbors. Aceștia erau doar vecinii noștri. Many of them not believers. Mulți dintre ei nu erau creștini. And they had organized this very special night for us. Și a fost o seară specială pentru noi ca familie. It was probably only one of two nights in my life when I was speechless. Cred că era a doua seară din cele două seri din viața mea în care n-am știut ce să spun. I didn't know what to say. N-am știut ce să spun. They presented us that evening with a lovely gold clock. Ne-au adus un ceas aurit. It sits in pride of place on one of our mantelpieces. Avem și acum acasă. A reminder of the love that those neighbors showed to us during those years. Stă și acum ca mărturie a dragostei pe care vecinii ne-au arătat-o. So in the midst of difficulty and the difficulty of ministry. Prin urmare, în mijlocul dificultăților lucrării, God gave us joy. Dumnezeu ne-a dat bucurie în atâtea feluri. And he's faithful to his promise. Și el este credincios promisiunii sale. You know, he never promised his disciples an easy way. Niciodată nu ne-a promis nouă ca și ucenici o cale simplă. He did promise them life that was abundant to the full. Dar ne-a promis o viață din belșug, abundentă. And he promised them that he would never leave them nor forsake them. Și ne-a promis că nu ne va părăsi niciodată. And that's been my experience really, Philip. Și asta a fost și experiența mea în decursul anilor. If you look through 2 Corinthians chapter 5. Dacă vă veți uita în 2 Corinteni capitolul 5. You will see that it's full of therefore. Could you repeat that, please? You will see that it's full of therefores. Veți vedea că e plină de expresia de aceea. Paul starts the chapter by talking about something which is inevitable. Pavel începe capitolul 2 Corinteni vorbind despre un lucru inevitabil. We are going to die. Vom muri cu toții. We are going to lift up our tents, as it were, and we are going to move on from this earth. Cortul nostru pământesc va fi, dacă vreți, desfăcut, distrus. Și noi vom fi înălțați. But he reminds us with the first therefore in verse 6.
Dar încă din versetul 6 avem un așadar. That we don't have to, as believers, we don't have to become threatened by that. Că noi ca și creștini nu trebuie să ne simțim, nu trebuie să ne fie frică de acel moment al despărțirii. Because while we are here in the body, we are absent from the Lord. Pentru că deși suntem aici în trup și departe de Domnul. But when we become absent from the body, we are going to be present with the Lord. Atunci când nu vom mai fi în aceste trupuri, vom fi aproape de Domnul. So he says, be of good courage. De aceea spune, îmbărbătați-vă. The second therefore is in verse 9. În versetul 9 avem un alt așadar sau de aceea. And he says, in the light of this, the fact that we are going to die, știind că vom muri la un moment dat, we want to do our best. We make our best effort to please Christ. Vrem ca acum pe pământ să facem ce putem mai bine pentru a fi pe plac lui Hristos. Because we are going to appear before his judgment seat. Pentru că la un moment dat vom sta în fața scaunului de judecată. The third therefore has to do really with a motivation for evangelism. Mai este încă un al treilea așadar care vizează motivația pe care noi avem de a evangeliza, de a mărturisi pe Hristos. If men and women are going to stand before Christ's judgment seat, va veni vremea când toți bărbați și femei vor sta înainte scaunului de judecată al lui Hristos. Then we need to persuade men and women to be ready to meet that situation. Noi trebuie să vorbim tuturor și să-i ajutăm să se pregătească pentru acel moment, acea situație. Now the problem is, of course, that we are sinners and we are going to stand before a holy God. Problema este că noi ca și păcătoși, la un moment dat va trebui să stăm în fața unui Dumnezeu sfânt. So a change is needed, a transformation is needed. De aceea avem nevoie de o schimbare, o transformare. If we dare stand before this holy God in judgment. Ca să putem să stăm în fața unui Dumnezeu sfânt la judecată. And Paul talks about another therefore. Și mai este un de aceea. He says that though we had only an earthly understanding of Christ. Deși l-am înțeles pe Iisus din punct de vedere omenesc. Yet we have come to know him in a new way. Am ajuns până la urmă să-l cunoaștem într-un mod nou. And he then describes this transformation that has taken place. Și Pavel descrie această transformare. In verse 17. În versetul 17. If anyone is in Christ. Dacă este cineva în Hristos. He is a new creature. Este o făptură nouă. The old things have passed away. Cele vechi s-au dus. New things have come. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. So this transformation. Este o transformare. Is what has made sinners into saints. În care păcătosul a fost făcut sfânt. What gives us hope and assurance in the light of coming judgment. Este transformarea care ne dă speranță și siguranță în lumina judecății care va veni. We dare not stand before God in our sins. Nu avem cum să stăm înaintea lui Dumnezeu cu păcatele noastre. Because as such we are God's enemies. Pentru că suntem dușmanii lui Dumnezeu când suntem cu păcatele pe noi. And that's why Paul talks here about reconciliation. Și de aceea în capitolul 5 vom citi despre reconciliere, despre împăcare. In the process or in the miracle of this transformation, God has done something wonderful. Miracolul acestei transformări sau procesul acestei transformări. He has reconciled us to himself. Este faptul că Dumnezeu a făcut acest lucru extraordinar, ne-a împăcat cu sine. We were God's enemies. Deși eram dușmanii lui Dumnezeu datorită păcatelor noastre. We have been brought into friendship with him. Am fost făcuți prietenii lui Dumnezeu. Paul writes to the Ephesians and he says it in another way. Pavel scrie Efesenilor acest lucru și o spune într alte cuvinte. He says, you who are far off, voi care erați departe, have been brought near by the blood. Ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. We've been reconciled. Am fost împăcați. Reconciled to God. Împăcați cu Dumnezeu. But Paul doesn't finish there. Dar Pavel nu încheie aici capitolul. He then says, apoi spune, that along with this tremendous privilege, odată cu acest privilegiu extraordinar, has come an awesome responsibility. A venit și o extraordinară responsabilitate. Because God has now committed to us the word of reconciliation. Pentru că acum Dumnezeu ne-a dat nouă acest mesaj al împăcării. Now, I want us to pause and think about that for a moment. Haideți să ne gândim la acest lucru pentru un minut. If you commit something or if you entrust something to someone, atunci când dai cuiva un mandat, it is of value by implication. Când îi spui cuiva să facă ceva, acel lucru trebuie să fie un lucru valoros. You don't entrust the contents of your rubbish bin to someone. Nu încredințezi, știu eu, gunoiul tău cuiva. Because it's just rubbish. Pentru că e gunoi, n-are nicio valoare. But you may have a very precious memento.
Dar poate că ai o amintire extraordinară, un obiect valoros. Și iei acest obiect și îl încredințezi cuiva pentru păstrare, pentru a-l păstra. Well, we are told here that God has entrusted to us. În 2 Corinteni se spune că Dumnezeu ne-a încredințat nouă the one message which can rescue men and women from a lost eternity. Singurul mesaj care poate să salveze bărbați și femei de o eternitate pierdută fără the Dumnezeu. The one message that can change the hearts and the lives of men and women in this great Singurul mesaj care poate transforma, care poate schimba viața bărbaților și femeilor din jurul nostru. The only message that can make them fit to stand before a holy God in Singurul mesaj care poate pregăti pentru momentul întâlnirii cu un Dumnezeu sfânt la judecată. That message has been committed. Și acest mesaj ne-a fost încredințat, ți-a fost încredințat. And Paul follows this through then. Și Pavel continuă în această linie. With another therefore. Cu încă un de aceea. Verse 20. Versetul 20. He says, therefore we are Christ's ambassadors. Noi dar suntem trimiși împuterniciți, suntem ambasadori ai lui Hristos. Now, if we think about this picture that Paul is Haideți să ne gândim această metaforă pe care ne oferă Pavel aici. An ambassador is a delegate from one country who is sent to another country. Un ambasador este un delegat trimis de o țară într-altă țară. In other words, he's sent to alien territory. Este trimis într-un teritoriu străin. And he's sent on the authority of his president or his king or his government. Un ambasador este trimis cu autoritate dată de împăratul sau președintele sau guvernul din țara din care provine. A couple of years ago we had difficulty getting visas to get into Kazakhstan. Cu câțiva ani înainte aveam probleme în a obține o viză pentru Kazakhstan. And another colleague and I had to fly to London. Și împreună cu un coleg a trebuit să zburăm în Londra. We had to get up at an unearthly hour of the morning. A trebuit să ne trezim la o oră extrem de matinală. And join the queue at the embassy, the Kazakhstan embassy. Și să stăm la coadă în fața ambasadei Kazakhstanului. In order to try to get our visas to enter the country. Pentru a obține o viză de intrare în țară. And we wouldn't have been able to enter that country. Și n-am fi putut intra în acea țară. Unless we had the stamp of the ambassador upon our passports. Dacă ambasadorul nu și-ar fi pus ștampila pe pașaportul nostru. And he could only offer that permission. Și la rândul său ambasadorul putea să ne ofere nouă permisiunea. On the authority of his president back in Kazakhstan. În baza autorității primite de la președintele din Kazakhstan. So the ambassador is sent on the authority of his sovereign. Așadar, ambasadorul este trimis cu autoritatea suveranului său into a foreign country, într-o țară străină, to represent the interests of his government and his sovereign in that country. Pentru a reprezenta interesele guvernului din care provine. Now, can you see why the apostle Paul paints this picture here of us? Înțelegeți acum de ce apostolul Pavel folosește această metaforă de trimis împuternicit sau de ambasador? We are the carriers of a message. Noi suntem purtătorii unui mesaj. It's not our message. Nu e mesajul nostru. It's the message of our King Jesus. Este mesajul împăratului nostru, Isus. And he has sent us into enemy territory. El ne-a trimis pe noi în teritoriul inamic, în țară străină. This world, lumea aceasta în care which suntem is filled with sin and evil. Este o lume plină de rău, de păcat. And the reason why we are here, motivul pentru care suntem aici pe pământ, not to live a comfortable life for ourselves, nu e să trăim o viață confortabilă căutându-ne interesele noastre, not to follow our own agenda, să urmărim agenda pe care o avem, not to do our own thing as people talk about today, să facem ceea ce vrem așa cum majoritatea caută să facă, but to represent the interests of our King Jesus in this world, ci să reprezentăm interesele împăratului nostru Isus în această lume. If I were to ask you the question tonight, dacă ar fi să vă întreb pe voi în seara aceasta, why are you here? De ce ești aici? Not why are you here to listen to an Irishman talk. Nu de ce ești aici să asculți un irlandez. Not why are you here even to worship. Nici măcar de ce ești aici să te închini. But why are you here on earth? De ce ești aici pe pământ? Why didn't God save us and take us straight to heaven? De ce nu te-a salvat Dumnezeu după care să te fi dus direct în rai? It'd be much easier for us. Ar fi fost mai ușor pentru noi. Because we make such a mess of things at times. Pentru că de foarte multe ori stricăm mai mult decât facem. And if we may speak reverently, it would have been much easier on God.
Și într-un fel ar fi mai ușor chiar lui Dumnezeu. Who watches us tripping up and making a mess. Care se uită cum noi ne împiedicăm de atâtea ori și nu facem ceea ce trebuie. But he hasn't left us behind as a mistake. Dar el nu ne-a lăsat aici din greșeală. He has left us behind on purpose. Și ne-a lăsat cu un scop. You see, the purpose of the church on earth. Scopul bisericii pe pământ. Is mission. Este misiunea. It's to reach out to a lost world. Este să ajungă la lumea pierdută din jur. It's to carry on the work that Jesus began. Este să ducă mai departe lucrarea începută de Isus. And Jesus' last words to his disciples as he ascended. Și ultimele cuvinte ale lui Isus înainte de înălțare. You will be my witnesses. Voi veți fi martorii mei. In Jerusalem, in Judea, în Ierusalim, Iudea, in Samaria, Samaria, to the uttermost ends of the earth. Și până la marginile pământului. And that those marching orders. Și aceste ordine. Are the marching orders of the church today. Sunt ordinele primite de biserică astăzi de la împăratul ei. And they're not the responsibility of the pastor or the evangelist or the. Și aceste ordine nu sunt date pastorului, evanghelistului sau unor oameni. Follow through what Paul says in 2 Corinthians. Citiți cu atenție 2 Corinteni și vedeți argumentul lui Pavel. He says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dacă este oricine în Hristos, orice om este o creație nouă. If you're in Christ tonight, you're a new creature. Dacă astăzi ești în Hristos, ești un predicator. And that's a great privilege. Este un privilegiu extraordinar. But with it comes a tremendous responsibility. Dar este un privilegiu care vine cu responsabilitate. Therefore, you are an ambassador for Christ. Pentru că ești în Hristos și ești un ambasador al lui. Sometimes when I read these verses, I'm almost afraid. Atunci când citesc aceste versete, de multe ori aproape că mi este teamă. Because Paul explains the seriousness of this responsibility. Pentru că Pavel subliniază seriozitatea responsabilității care o avem. He says that God is making his appeal through us. Spune aici, Dumnezeu cheamă, vorbește lumii prin noi. You were asked earlier on, when is the most difficult time to witness for the Lord Jesus Christ? Ați fost întrebați când e cel mai greu să-l mărturisești pe Hristos. Well, it's when our lives don't match up to our words. Este atunci când viața noastră nu este la nivelul vorbelor noastre. And you and I as believers tonight? Și tu și cu mine ca și creștini în seara aceasta? Actually, we represent God wherever we go. Noi îl reprezentăm pe Dumnezeu oriunde mergem. But wait a minute, there's more. Dar mai este ceva. Because Paul goes on to say this. Pentru că Pavel continuă. We plead with you on Christ's behalf. Vă îndemnăm în numele lui Hristos. To be reconciled to God. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Where do sinners tonight hear the voice of Christ? Unde pot auzi păcătoșii vocea lui Hristos? Well, they may hear it if they read God's word. O pot auzi dacă citesc cuvântul. But let me tell you that Paul says here that they hear it when they listen to us. Dar Pavel ne spune aici că păcătoșii aud mesajul Evangheliei ascultându-ne pe noi. We all know that when Jesus died on the cross, he died as our substitute. Cu toții știm că Iisus Hristos a murit pe cruce în locul nostru. He took our sin upon himself. A luat păcatul nostru asupra lui. He took our punishment. A luat vina și pedeapsa noastră. So that we go free. Pentru ca noi să putem fi liberi. But you see, in a very real sense, we are here tonight on this earth as Christ's substitutes. Dar putem spune în același mod că noi suntem aici, dacă vreți, ca înlocuitori al lui Hristos pe pământ. Pleading with men and women on Christ's behalf or in his place. Pentru Isus sau în locul lui, noi ducem mesajul său la cei din jurul nostru. To be reconciled to God. Și îndemnăm să se împace cu Dumnezeu. What an awesome responsibility. Ce responsabilitate măreață. You know, the miracle that God has done was at great cost. Minunea pe care a făcut-o Dumnezeu a venit cu un preț. The last verse of this chapter paints the picture. Și ultimul verset din capitolul 21 ne arată acest lucru. Of the greatest exchange that has ever taken place in all of eternity. Cea mai mare tranzacție, cel mai mare schimb care s-a întâmplat vreodată. Because God took Jesus who had no sin. Iisus, cel fără de păcat. And he made him sin for us. A fost făcut păcat în locul nostru. So that we who had no righteousness. Pentru ca noi care nu aveam neprihănire. Might become the righteousness of God. Să putem deveni neprihănirea lui Dumnezeu. What a miracle. O minună extraordinară. What a transformation. O transformare. What a salvation. Ce mântuire extraordinară. We have a tremendous privilege as the children of God. Avem un privilegiu extraordinar ca și copii al lui Dumnezeu.
But we also have an awesome responsibility. Dar și o responsabilitate măreață. God has committed to us. Dumnezeu ne-a dat nouă fiecăruia acest mesaj al împăcării. We are his ambassadors. Suntem ambasadorii săi. God makes his appeal through us. Prin noi Dumnezeu îndeamnă pe cei din jurul nostru. We stand in the place of Christ. Stăm în locul lui Hristos, ca reprezentanța lui. To plead with men and women to be reconciled to God. Pentru a îndemna bărbați și femei să se împace cu Dumnezeu. Paul talks in the book of Romans. În epistola către Romani, Pavel. He asks question, how will they hear without a preacher and how shall they preach except Pavel pune o întrebare, cum vor auzi ei dacă cineva nu le va predica? And then he quotes from the Old Testament. Și apoi dă un citat din Vechiul Testament. He says how beautiful are the feet of those who bring good news. Spune ce frumoase sunt picioarele celor ce aduc veste bună. You know, evangelism is our duty. Evangelizarea este datoria care o avem noi. But evangelism is also our joy. Este o datorie, dar este și bucuria pe care o avem noi. May the Lord give us great joy as we serve him. Fie ca Dumnezeu să ne dea o bucurie extraordinară slujindu-l. Amen. 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 Bucuria slujirii, așa cum am auzit, vine din înțelegerea și acceptarea privilegiului fantastic pe care ni-l oferă Dumnezeu, acela de a conlucra cu El la lărgirea împărăției Lui, ducând Evanghelia Lui la cei care ne-au auzit-o. Și facem lucrul acesta uneori prin cuvântul lui Dumnezeu, alteori prin purtarea noastră, alteori prin tăcerea noastră, cu tot ceea ce suntem și facem. Până data viitoare, fie ca slujirea noastră să aducă multă bucurie. Pe curând!